Mai mulți meșteșugari își doresc să devină membri ai Uniunii Meșterilor Populari din Moldova. Consiliul de conducere susține însă că pentru a face parte din marea familie a meșterilor populari, candidații trebuie să întrunească anumite cerințe. Agitație mare în incinta Uniunii Meșterilor Populari. Pretendenții de a intra în Uniune și-au expus lucrările în birouri și pe coridor. Toți au venit cu stiluri și ocupații diferite, dar cu același gând de a deveni meșter popular. Vreau să devin membru ca să putem să facem schimb de experiențe, de păreri cu alți meșteri care sunt mai profesionali. Foarte puțin cunoaștem despre stilul tradițional. Vrem să știm cum să brodăm corect. Almofadas. Cândva la bunica mea am văzut așa o pernă, dar era foarte de mult și era foarte, foarte veche. Pur întâmplător pe internet am văzut. Am învățat tehnica broderiei artistice de la bunica mea. Toată viața am lucrat la tablouri. Mă strădui să brodez în tradiția acestui plai. După câteva ore de discuții și analiza lucrărilor prezentate, Consiliul Meșterilor Populari a acceptat 10 noi membri. Potrivit vicepreședintelui Adrian Triboi, în Uniunea Meșterilor Populari din Moldova au trecut acele candidaturi care au prezentat lucrări de calitate, cu respectarea tradiției. Au avut recomandări și au în portofoliu mai multe prezentări la expoziții naționale și internaționale. Cu o simplă ață albă pot fi create adevărate opere de artă. De asta s-au convins și vizitatorii expoziției Concurs Croșeta de Aur. Ajunsă la cea de-a 7-a ediție, expoziția a reunit anul acesta un număr dublu de meșteri populari, lucru care a dat ceva bătăi de cap organizatorilor, întrucât pentru expunerea tuturor lucrărilor erau nevoie de încă două galerii ale Muzeului Național de Etnografie și Istorie Naturală a Moldovei. Sute de kilometri de ață albă și ață colorată au fost transformate în adevărate opere de artă de mâinile dibace ale acestor meșterițe cu o simplă croșetă. Numai la elementul ăsta lucrez de la 6 până la 10 seara. Vă obosesc copii? E cât de cât, dar îmi place la nesfârșit. Niciodată nu mi-a plăcut să am ceea ce au toți. Întotdeauna am avut stilul meu propriu. Am socotit că merită de făcut ca să vadă și alții ce putem și ce ne face față. Ne stăruim întotdeauna să facem ceva nou. Ce vă inspiră? Ce mă inspiră? Mă inspiră întotdeauna ceea ce noaptea visez. Și dacă am visat ceva, m-am trezit și am și încercat deodată. Juriul a decis, iar premiile au fost oferite de Ministerul Culturii, de Centrul Național de Conservare și Promovare a Patrimoniului Cultural Imaterial și de Muzeul Național de Etnografie și Istorie Naturală a Moldovei. Scopul acestei ediții a expoziției Concurs Naționale a fost să scoatem din anonimat, să scoatem în evidență din nou meșterii populari. Cea mai tânără premiantă a concursului, Croșeta de Aur, este studentă, iar cea mai cu experiență are peste 70 de ani. Croșetează tineretul. Eu am venit cu lucrările mele, care am față de masă, berț. Și am fetele care le învăț, croșetează și femeia mea în grupul meu. Toate lucrările au impresionat publicul, dar președinta juriului, meșter Faur, Maria Cristea, susține că a atribuit mai multe puncte acelor autori care respectă tradiția. Am tras atenția la lucrările croșetate în tradiție, la horboțelele noastre tradiționale care au fost făcute încă și de bunielile noastre, de mamele noastre, deci și reînviate de meșterii actuali. Expoziția Croșeta de Aur va dura până pe 10 ianuarie 2014.